E, salutare! Săptămâna asta am fost împreună cu prietenul meu, Andrei Vrăjmaș, să-l ajut să filmeze două videoclipuri pentru un interpret de muzică populară. Pasul numărul 1 ține de partea de preproducție, adică ce facem înainte să dăm primul rec. Trebuie să alegem locația, ziua exactă, trebuie să vedem dacă avem nevoie de oameni extra care să ne ajute, cum îi ducem acolo, cum îi aducem. Toate lucrurile astea și multe, multe altele țin de partea asta de preproducție. Dacă e făcută cum trebuie, partea aceasta de preproducție îți ușurează semnificativ ziua de filmare, dar și partea de postprocesare. Pasul numărul 2. Învață-ți melodia. Ați fi surprinși să vedeți câți artiști se prezintă pe platou fără să cunoască foarte bine versurile. E un lucru mic, dar care face diferența enormă. E foarte enervant ca totul să fie pregătit, camera să fie setată, toată lumea pe poziții, iar artistul să nu știe versurile, să le murmeie, să le bâlbeie, să trească să tragem dublă, pentru simplu fapt că ei nu au învățat versurile. Sfatul numărul 3, apă și mâncare. Pare un lucru foarte simplu, dar e foarte important. Nimeni nu lucrează bine pe stomacul gol. Mai ales că la astfel de acțiuni, de obicei, vin prieteni și familie. Nu vrei să-i ții flămânzi și însetați, nu? Nu te costă mare lucru și e un gest foarte bine primit. Sper să-ți fie de folos aceste mici 3 sfaturi și acum te invit să vezi un mic montaj din ziua filmărilor. Nu bala mea. Nu ne-a pus la. Grătar la țară. Cu cai de buni. Că la grătar la oraș nu e bună. Stai fraierul, hai. Danny Targaryen. Danny Targaryen aia sunt dinozaurii. De aici. Noroc, se aplică așa. Și te gândești așa, până lovește aici, asta iară da un pont pentru voi, dragi telespectatori. Deci lovește aici la tâmplă până nimerești zona zoster. Uite ce la mine, că nu mă însoare, stau și stai ce roz am. Oameni buni. Ca să vezi. Și hai plânge-te un pic. O duc mai rău ca un câine. Deci după o zi de... Stai așa, nu te mișca. După o zi de... N-are cum. Deci e... Dar pe tine, n-aveți dynamic range la nicio cameră posibilă, oameni buni. Ca să surprindă egalitatea culorii și luminii pe trupurile noastre.